pentru a asigura accesul liber și la egalitatea cetățenilor județului Ivomița la informațiile de interes public gestionate de Consiliul Județean Ivomița, considerăm oportună editarea unei publicații proprie instituției care să cuprindă informații de interes public pe care Consiliul Județean Ivomița are obligația de a le comunica din oficiu. În sprijinul înființării acestei publicații proprii stau și măsurile similare întreprinse de celelalte autorități publice din țară în legătură cu acest aspect, măsuri care și-au demonstrat deja viabilitatea. Publicația se va realiza în format A3, având un număr de 8 pagini, 50% color și va fi tipărită și difuzată într-un număr de 20 de exemplare cu apariție lunară în limita fondurilor alocate. Cetățenii județului vor primi publicația în mod gratuit. Suma necesară tipăririi și difuzării publicației va fi asigurată din bugetul propriu al Consiliului Județean Dumnezeu. Referitor la partea de editare, concepere și redactarea materialelor, acestea se vor realiza de către un colectiv redacțional format din funcționare Consiliului Județean Dumnezeu, cu atribuții în acest sens, care vor beneficia de sprijinul celorlalte compartimente din instituție. Având în vedere aspectele prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind înființarea publicației proprii a Consiliului Județean cu Comita, în titlul Actualitatea de Comita. Bun, dacă observați, domnul președinte, vă rog dați intenția de ca cetățenii Dăzului din Bogița să fie și mai bine informați. Dar, până acum am reușit să aflu care ar fi costurile estimative cu această publicație. Și având în vedere că acest Consiliu Județean mai este la spre sfârșit de mandat, mai sunt doar 10 luni, și cu siguranță componența Consiliului Județean va fi alta, vă propun să lăsăm în atenția viitorului Consiliu Județean analizarea oportunității acestui demers. În acest sens, consilierii Partidului Național Liberal vor vota împotriva acestui proiect de vot. Da, domnul consilier Județean, mulțumesc pentru predicțiile pe care le facem, dar să știți că nimeni nu e profet în țara lui. Să lăsăm pe seama legătorilor să vedem care va fi componența Consiliului Județean Dâmbovița după alegerile din 2020. Pe de altă parte, fac precizarea pentru toți cei prezenți că în 2013, în calitatea noastră de membru atunci al Uniunii Social-Liberale, ați votat în plenul acestui Consiliu o strategie de comunicare a Consiliului Județean Dâmbovița. Și dumneavoastră și alt coleg al dumneavoastră prezent în această sală au fost printre inițiatorii acelui proiect de hotărâre. Și ați făcut parte, sau nu dumneavoastră, colegul dumneavoastră din comisia care s-a ocupat de elaborarea acelei strategii. În această strategie este prevăzută și editarea acestei publicații. Eu nu fac decât să transform în practică o hotărâre a acestui port, care se cheamă Consiliul Județean, de acordul noastră că și în 2013 și în 2019 componența poate fi diferită, dar nu mi-aduc aminte să fi fost o hotărâre de revocare acelei hotărâri. În altă ordine de idei, să știți că astfel de publicații sunt elaborate de către majoritatea Consiliului Județene din țară. Consiliul Județean Dâmbovița este printre puținele instituții care nu are o astfel de publicație. Pentru documentarea dumneavoastră, să rog pe colegii la comunicare să vă pună la dispoziție acele monitoare, acele publicații care ne vin lunar de la Consiliul Județene din țară. Deci eu cred că a aduce la cunoștința cetățenilor din județ proiectele de hotărâre, ce se discută în plenul Consiliului Județean, ce anume activități desfășoară Consiliul Județean ca entitate, cred că este un gest de normalitate. În ceea ce privește costurile privind editarea și difuzarea acestei publicații, sigur că noi am luat niște solicitări de ofertă, dar aceste costuri vor fi știute sau vor fi corect fundamentate în urma unor proceduri de achiziție publică. Nu facem astea prin încredințare directă. Va fi o procedură de achiziție publică pentru tipărire, va fi o procedură de achiziție publică pentru ce înseamnă partea de difuzare. Dar credeți-mă că vor fi costuri rezonabile. Vă mulțumesc. Alte
Observații? Da. Domnul Florinion. Rezonabile, cred că ordine de părinte. Dar nu e problema numai de editare, ci de distribuție. Exemplare, bun. În al doilea, mi-am dat un acord, exemple pe cele Cluj și Brașov, și Iavăvița, cu adevărat, acolo de prima asta, care au tiraj de 10.000 de exemplare, să înțeleg. Stăm ceva mai bine cu mai facem. 3. 90% din presa care se organizează este online. Cetătorul are deja posibilitatea un ziar online care deja merge bine și nu se deschide. Asta ar fi cu costul probabil de 5% din ce înseamnă un ziar pe hârtie. Presa scrisă pe hârtie în momentul de față e aproape de suede. Dar, repet, am întrebat și eu. Sunteți prin regional, sunteți printre inițiatorii acelei strategii și mă așteptam să aveți acest punct de vedere și în 2013, când ați făcut. Ce am fi schimbat în 6 ani, mai ales cu inițiatorii de presă. Dacă luăm hotărârea cu 6 ani, care la momentul ăla nu au oportună, cu siguranță că nu poate să. Dar ce v-am predicat pe dumneavoastră ca și consilier de țean și mandatul trecut și mandatul acesta, să faceți o propunere de revizuire acestei strategie, pentru că în conformitate cu prevederile regulamentului și acordurile administrative pe care tocmai l-ați aprobat, aveați dreptul să fiți inițiatori de proiecte de hotărâre. Nu mi-aduc aminte să fi văzut o astfel de inițiativă din partea dumneavoastră. A doua precizare, din datele pe care le-am luat, transparența decizională. Țin să vă aduc aminte că în urmă de vaședințe am votat o sumă de bani pentru îmbunătățirea site-ului Consiliului Județean. Mă uit la acest site, din punctul meu de vedere este învechit, super învechit, informațiile nu sunt actualizate la zi, aici se vorbește despre, acum se vorbește despre un ziar. Câtă încredere să avem noi că acest ziar va avea, să zic așa, scopul dorit, atât timp cât site-ul Consiliului Județean arată cum arată. Dacă vreți, vă pot transmite zilele următoare foarte multe informații care sunt nu învechite, de ani de zile puse acolo și dacă un cetățean sau un om care vrea să fie informat dorește un anumit lucru, de acolo nu poate afla pentru că nu este actualizat în foarte multe lucruri. Mulțumesc! Domnului director economic, o informație arăta faptul că nu rata dobânzilor și nu știu exact formularea, era din 2017, publicat și pe site-ul ăla. Vă pot intra acum, dacă vreau. Se află întreba 30 iunie 2017. Ce-a spus dumneavoastră 22 iunie 2017, de data acordării creditului. Da, mulțumesc.